După două înfrângeri consecutive la principalele favorite la câștigarea seriei, CSMDV a obținut o victorie pe teren propriu în fața celor de la Viitorul 2 Târgu Jiu. Deveneau câștigat cu 1-0 și astfel au urcat pe ultima treaptă a podiumului din seria A7-a a Ligii a 3-a de fotbal. Da, a fost un joc destul de disputat, o echipă experimentată CSMM. Noi, Pazluj, noi o echipă destul de tânără, cu copii de 2005, 2004, 2003, 2003 în teren. Cred că am făcut un joc destul de bun, nu l-am apărat, a fost o echipă care și-a dorit să câștige. O greșeală a unui copil la mijlocul terenului, au profitat experiența pe care au avut-o și au marcat un gol. După cum începuse jocul de pe stadionul din Orăștie, acolo unde CSM2 își dispută meciurile de acasă, se anunța un scor fluviu, dar golul lui Caian Do din minutul 7 a rămas singurul al partidei. Bravo! Bravo, Caian Do! Bravo, Stelia! Bravo, tată! A urmat apoi un festival de ratări al gazdelor, care, printre altele, au avut o bară, dar și ratarea anului, Șulia, cu toată poarta goală în față, reușind contraperformanța de a trimite peste transversală cu pieptul de la niciun metru distanță. Bă, frate, bă, nu se poate! Ștefan Nanu, antrenorul principal al Devenilor, s-a declarat mulțumit de cele 3 puncte obținute, dar s-a plâns de numeroasele ocazii ratate de elevii săi. Victoria cea mai importantă, 3 puncte. Am găsit o echipă care, din punctul meu de vedere, copii buni, copii de calitate, au avut 4 jucători care vin de la echipa mare, dar păcat de ocazie care le-am irosit. Eu, din punctul meu de vedere, dacă dădeam ocaziile lui Șulea, ocazia lui Vasilescu, două scos bară și ăsta, zic că rezultatul era altul. Eu felicit jucătorii, suntem în grafic, obiectivul nostru este 1-4, să fim play-off-ul. A fost un joc cu momente bune, n-am găsit o echipă care să ne domine, o echipă care a fost bine așezată în teren și cu multă dăruire. Cred că această cale felicit și echipa adunăță și jucătorii mei că am primit așa de bine. Pentru Deveni urmează sâmbătă 9 octombrie de la ora 15 derbiul județean din deplasare cu Aurul Brad. Echipa ajunsă pe ultimul loc în serie după previzibilul eșec cu 2-0 din deplasarea de la Pandurii Târgu Jiu. Ștefan Nanu crede că meciul de la Brad va fi cel mai greu din acest tur și își dorește ca atacanții săi să nu mai rateze ca în meciul cu Gorjenii. Un meci la meci cu Bradu, din punctul meu de vedere, este un meci al orgolilor. Vom avea cel mai greu meci al acestui campionat. Pentru că și această echipă își dorește foarte mult să câștige și sper că la acest joc să intrăm cu dorință bună, cu atitudine bună și să câștigăm acest joc. Am văzut că Caiodo, încă o dată îl felicit pentru că el a câștigat să joc, ocazii cele mai clare și cele mai mari, poate s-a dat faptului că a fost în teren. Cred că nu o să-l am. După cum am înțeles, are două ligamente rupte la gleznă. Statul 3 săptămâni a stat, n-a făcut absolut nimic. Săptămâna asta a făcut foarte ușor, dar se vede că nu are continuitate. Ne lipsește vârful de atac, pentru că aștept mai mult de mășure. Incredibil. Un jucător cu experiența lui, un jucător cu maturitatea lui, să ratezi după linia porții. După linia porții, să te duci cu pieptul, să intri în poartă și îți dai peste poartă. Deci asta este. Sper că la meciul cu Bradu să fie al Șurea. Cea de-a treia formație din județ, Jiul Petroșani, a pierdut cu 3-2 deplasarea de la Voința Lupac și cu doar un punct este pe penultimul loc, având un golaveraj mai bun decât Aurul Brad. În etapa a 7-a, Jiul va juca acasă, tot sâmbătă de la ora 15, cu Gilortul Târgu Cărbunești, a 6-a clasată.